A zis ceva cafea? Mă uiți doar cafea. Unde? Cafea. Tu când te trezești dimineața. Cafea, 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 cafea. Yay. Yay. Aventura, strigaciura. Ura. Stai să mă asigur că aia din spate nu e poliție. Nu, nu e poliție. Haide. Yuhu. Yes. Te dezbrac un pic chiar, pot? Te rog. Mamă, ce s-a încins asta de la tine? Păi când îmi vorbești de unghiuri într-una și de balance și... YouTube, Instagram, de toate. Motorbike 27. Să pun grasul meu și o cameră din asta GoPro. Am avut una și mi-a scăpat. O las și cât asum cu săptămână. Înseamnă că n-a fost GoPro original. Original. Ei, tu n-auzi că era original. Poți să o bag? Ce să faci? Întrebam dacă pot să bag camera. Da. Întrebam frumos, poți să o bag? Poți să o bag? Haide, intră. Ce e tot atâta? Ia, uite-mă. Dacă nu zici nimic, o bag și gata. Ia, ajută-mă tu cu asta, te rog. Bag-o. Mai zici ce se face? Mai adânc? Mai adânc un pic. Perfect. E băgată perfect. O, Doamne. Cum am ajuns aici? Echipamentul ne salvează. Ne protejăm în orice facem. Te-am salutat. Zi frumoasă. Nu știu de ce mă învăr după tine. A, știi ce trebuie să fac? Să închid ghiozdanul, ca să ne pierdem tot. Acum stăteam și mă gândeam dacă tot l-am văzut deschis. Știi ce zic? Da, știu ce zici. Păi nu știu eu. Vrei să mai stăm sau mergem? Nu, te rog. Du-mă de aici. Să ne aducem aminte să nu mai vin la pecul ăsta. Da, o să îți pun un reminder pe alea 17.000 de tabele pe care le ai pe pereți. Nu mai veni la OMV-ul de la Gara de Nord. De ce? Cum era de treabă? Un pic prea de treabă pentru gustul meu, trebuie să recunosc. Da, un pic prea de treabă. Prost că n-ai văzut că era YouTuber. Da, măi. TikToker chiar. Ia zi, tu cât ai muncit să ajungi unde ești? Cât ai muncit să ajungi unde ești? Nu. Eu pe tine te întrebam. Cât ai învățat pentru examenul ăla mare? Ăla mare, mare, mare? Mare, mare, mare. Pentru care primesc acest premiu? Da, da, da. Câte fire albe ai acumulat? Ah, nu, că am gene bune. N-am acumulat multe fire albe. Pentru cei 60 de ani ai mei aș spune că arăt chiar foarte bine. Dar nu ai 60 de ani. Mai ai un pic până acolo. Păi, nu, așa ai zis. Hei. Chiar în cât ești născută? 80? Măi. Glumesc. 70? Tu nu erai bun la matematică? Că încep să mă mai întreb o dată, cu cine umblu? Tușe! Nu mă așteptam la așa ceva din partea cuiva de vârstă ta, dar tușe. De obicei ăștia mai tineri fac glume de genul. Mă tot gândesc ce să-ți fac, o să-ți fac ceva rău. A, știu ce să-ți fac, îți dau cu casca în cască. Nu! Vezi ce se întâmplă dacă vorbești urât? 7 din 10. Hai, îi dau un 4. Exigent, exigent. Păi, dune, trebuie să fim corecți. Ce, ăla a fost Willy? Ce te-a învățat, bă, să faci Willy? Dă-te, bă, jos, că ți-arăt eu. Doamne, nu știu cine a făcut o glumă de genul zilele astea cu aia cu Vadim. Cu Marian scoate telefonul și mi-a rămas. Adu telefonul, imbecilule. Mi-a rămas în minte. Nu știu pe unde mergem, pe unde vrei să mergem? Pe undeva, pe unde putem să ne facem de cap. Mai facem o glumă proastă, dar... Salut! Mamă, mi-e un dor de poiană, știi cum? De când ai mai fost? De ieri! Și ieri l-am prins pe un prieten vechi, 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 cu care mă dădeam când eram eu mai în tinerețile mele pe poiană. El cobora, eu urcam, l-am salutat, adică l-am salutat ca un tot și după a zic, salut, salut! Când a urcat în spatele meu, m-a prins și după a zic, hai, mai dăm o tură de poiană, dăm? Ține-te! Am dat o tură, nu era niciun radar, nu okay. Era niciun pericol, ne-am asigurat că suntem conștienți în inconștiența noastră. Uh-huh. Și practic, cum s-ar zice, ne-am pus practic pe masă. Și de ce vorbești în șoaptă? Nu poți să zici cu Ba pot să zic. Ia zic cu Stai și mă gândesc doar cum să iasă asta la editare. Nu poți să zici? Haide, doamnă, hai. Hai cum mai zic o dată cuvântul. Cu pe masă! Da, și l-am luat și am urcat și am coborât ca disperații poiana. El voia să vadă dacă mă știu să mă mai dau, eu voiam să știu dacă am învățat să se dea. Și concluzia? Concluzia era că amândoi eram adâncată, era pui pe lângă ce era ieri pe poiană. Deci a învățat și el să se dea. A învățat și dădea niște uiliuri, mamă. Aproape că îți făcea... Îmi făcea poftă, trebuie să recunosc. Că i-a zis la un dat când am mai stat și am vorbit că zice, eu cu Răducu am terorizat Brașovul ăsta. Și a zis, it's been an honor, my friend. Na. Nici asta nu ți-a plăcut. Nu, că s-a dezechilibrat cumva roata și de asta eram zic, nu așa. N-am înțeles prea bine ce făceai tu acolo. Poate voiai să prinzi bulgarii și am zis să te las în pace. Dădeam după tânțari. Mereu am așa emoții când văd o mașină albă în spatele meu după o prostie făcută. Iar e o mașină albă în spate. Mereu e o mașină albă în spate care îmi dă emoții. Arăt ca un băiat. Trebuie să te duci așa la unul odată să ridici viziera. Hei. Joacă cu asta. Hei, nu sunt băiat, ce crezi? Se topește la tot. Am pescuit un compliment? Da. Mulțumesc. Ultimul pe anul ăsta, promit. Cel mai rung ratatata din viața mea. Nici salam nu ține atâtea. Doamne, ce-mi doresc să vin într-o zi să pescuiesc aici în Tâmbovița.
vai. Uite, poți să-l întrebi pe domnul cum e. Mi se pare efectiv una dintre cele mai mari pierderi de timp. Plus că de aici, în afară de balauri și cele mai mari coșmaruri pe care le-am, nu cred că pot să prind nimic. Cum? Nici alții oameni poate nu ți înțeleg ție pasiunea, așa nici tu nu le înțelegi lor pasiunea de a pescui în Dâmboviță. Cum să nu înțelegi așa ceva? Dragă de-a. Deci că te aude. Mi-am dat seama târziu că tu mângâiai ghidonul sau ce făceai. Normal. Păi așa și mângâie și ei lansetele, măi. E o țară liberă, poți să-ți mângâi ce vrei tu. Cât de bună e asta cu mângâiatul lansetei. Ce faci? Azi, mă rog să mângâi lanseta pe Dâmbovița, în centru. Și de ce e asta ciudat? Poate chiar îi place când își mângâie lanseta. Ah, câte glume proaste. Dă-le drumul, nu e bine să te abții. Păi le place să-și mângâie lanseta, că sunt extensibile. Sau le place să-și mângâie lansetele, că se fac mai mari. Da, sunt telescopice. De unde naiba vin mașini de aici, că n-am văzut niciodată să-i duc mașini? Nu, nici eu nu înțeleg. Șase. Am urcat la 6? 6. 6. Haide că avem timp să ajungem măcar la un 9. Ai curaj, îmi place. Îți alegi prietenii cu, nu știu cu ce. Cu lanseta. Cu lanseta! Doamne, atâtea glume proaste, nu. Nu. Câte glume proaste poți să scoți pe minut? Toate. Perfect, prieten. Știi ce ar fi o glumă foarte proastă? Să n-avem niciun pic de audio la asta. Da, nu mă interesează, amintirile sunt amintiri. Chiar dacă nu te am pe canalul de YouTube, te am aici în suflet, să știi. Da? Pe motorbike. Păi m-am uitat când îl plimbam pe Cristi, pe vecinul, când se ținea să nu dau wheelie, știi ce făcea cu mâinile? El se ținea așa și păi punea mâinile la ochiul motorbike aici, că e motorbike-ul pe față. Și zic, bă, dar tu îi puneai mâna la ochiul motorbike să nu vadă wheelie sau zice, cum adică? Zic, păi îmi puneai mâna la ochi. Păi am arătat pe video, zic, tu puneai mâna pe piept, exact, zici că i-ar acoperea mâinile să nu mai vadă. Da, măi, păi vezi, punea mâna pe Dumnezeu. Asta-s glume din casă. Doamne, deci la fiecare doar vă oameni mă întrebau, e prietena ta? E prietena ta? Prietena ta? Prietena ta? Și la ultimul cu Cristi, e prietena ta? Și la Techie, și prietena ta? Adică pe fiecare fată pe care o plimbai. Inclusiv Cristi și Bogdan. Am înțeles, da. Și ele tot prietene erau. Adevărul e că la cum se pau. Ce a vrut autorul să zică? Dacă ar fi după lume, să mă iau după lume, știi câte prietene am avut până acum? Mamă. Toate. Toate, fix? Ceea ce e și un pic trist. N-ai zis tu că e coadă la intrare. Oricum, așa dai seama unde stă motorbike. E coadă, fix coadă de fete. A, da, că tu ia de după coadă. Oricum e cu programare mai nou. Oh, deci coada este atât de mare că... Ai programare la coadă. Ai programare la coadă, exact. Uneori simt și nevoia să fiu mai tont de fel. What you mean? Mai relaxat, să nu mai pese de nimic. Încerc să mă limitez, să fiu cenzurat, să fiu un om civilizat. Am evoluat foarte mult în ultima perioadă, mai ales în ultimii 2-3 ani. Dar uneori jur că-mi vine să zic... Păzea București, mă, pe tine! O să ai acolo 100.000 de hateri. Da, nu, uneori chiar îmi vine să fiu un rebel. Îți dau jumătate de oră în care poți să fii ce vrei tu. Fac rap alfabetic. Fac, ce o mănâncă nasul. Mănâncă și tu. Ce glumă proastă. Nu strănuți acolo, fim oglinda. Mai ține un pic. Măi. Mai ține un pic. Măi. Gata, acum, dă-i drumul. Stai drumul, dar nu mă piși pe mine, mă mănâncă nasul. O, fost trebuiască să cenzurești cuvântul piș. Știi că doctorii înjură cel mai mult? Doctorii înjură cel mai mult? Da. De unde știi tu asta? Așa se aude. Așa se aude. Așa ia spune lumea. Doamna asistentă, de unde știi asta? Hei, numai Vije v-a învățat la prostii. Cum zice Vije? Da, cum zice Vije? Tanti Nurse? Da, da, am stabilit că nu mai era, el are voie. Nu mai are voie să zică Tanti Nurse? Da, e trademark. Bine, doamna asistentă. Ok, o să avem o discuție și despre asta. Vorbim acasă. Cum e să lucrezi în România, în spital? Păi, nu am cu ce să compar, că n-am lucrat niciodată într-un spital din afară și nu știu cum să compar. Nu, eram doar curios de oameni, de mentalitate, de ce oameni te lovești. Sincer, cred că în orice, la orice loc de muncă, unde trebuie să lucrezi cu mulți oameni și unde sunt într-un perimetru restrâns foarte mulți oameni cu diferite personalități, cu ideile lor, cu, mă rog, înțelegi? E destul de greu la un moment dat, când se bat cap în cap, când trebuie să interacționeze, când, na. Da, îmi imaginez. Dar mie îmi place foarte mult ce fac și, da, sunt unele momente în care îmi vine să-mi dau foculeț singură. Dacă îți place asta, contează cel mai mult. Au fost și momente în care îmi simt sigur.
iau razna. Îmi pare rău în numele tuturor celor care sunt idioți, zău. Vorbesc foarte serios. Mulțumesc, apreciat. Uneori mi-e și rușine să mă duc la doctor și să fiu așa, să mă gândesc, bă, câți oameni idioți a văzut săracul astăzi? Să știi că, din păcate, sunt și doctorii idioți. Da, nu, neg asta, tot oameni sunt și ei. Păi da, adică putem fi idioți și idioți, din orice postură. Unul dintre cele mai jenante momente pentru mine, m-am simțit efectiv așa un om mizer în momentul în care văzusem videoclipurile de pe Facebook și de pe tot internetul în care oamenii fuiduiau medicii, în care aruncau cu, nu știu, cu pietre, cu borduri în ambulanțe. Perioada asta cu COVID? Da, în perioada asta cu COVID. Da, am văzut, mi s-a părut ceva... M-am simțit absolut jenant, ca om, ca român, ca ființă, ca, nu știu, mi-a lăsat un gust amar și... Da, într-adevăr, să știi că mă afectează și pe mine la un moment dat toate chestiile astea, pentru că mi se pare de-a dreptul halucinant. Cum s-a ajuns aici, efectiv? Da, e ca și cum ar fi un război. Problema știi care e? Că în momentul în care oamenii au nevoie, ok, eu sunt mai deștept decât ceilalți, mă bat cu pumnul în piept, mă duc și dau și în ambulanță, și când am nevoie de ceva, hei, ambulanță, te rog, ajută-mă, salvează-mă. Păi ești prost? Fii prost până la capăt. Adică până acum ceva timp se numea selecție naturală. Sunt de acord cu ce spui și it's a struggle fiecare zi mental să faci față la chestiile astea. Asta a fost unul dintre cele mai nasoale momente în care m-am simțit eu nasol ca om. Da, imaginează-ți cum am simțit eu. Aveam un pic și mi-era rușine că respir. Da, nu vreau să-mi imaginez ce în mintea oamenilor care fac asta. Gândiți-te că mai ales în perioada asta avem pacienți care, cu toate că le este atât de rău încât ajung în terapie intensivă și sunt conectați la oxigen și e vizibil că starea lor e foarte gravă, susțin în continuare că nu există COVID sau că vrem să-i omorâm sau că, mă rog, și e al naibii de frustrant. Măi, dar cu câtă vehemență își scotea tânărul domnișor pantalonii din fund. N-am fost atent. Măi. Asta i-am pierdut. Lasă că am dat eu cu ochii exact în momentul ăla. Insista sau era o... Da, insista pe ambele părți, da. Îmi zici dacă trebuie să fii acasă. Astăzi nu mi-a dat mami oră pentru că i-am spus că ies cu motorbike și a zis că sunt liberă să fac ce vreau. Siguranță și încredere. Uite, pe tine ar trebui să scrie siguranță și încredere. A dormit săraca la volan. Ce naiba stai și faci în traficul ăsta din București? Poate vrea să stea la semafor. De ce judeci oamenii? Pe aia cu lansetele îi judeci. Pe oamenii care vor să stea la semafor îi judeci. Shame on me, îmi pare rău, regret tot ce am spus. Îți dai seama ce motivație e de dimineață? Eu azi mă trezesc, ce fac? Mă duc și stau la semafor, gata. Știu și semaforul ăla fain de la Unirii, mă duc să stau la el, că oricum ține mult. Da, și după aia mă dau jos și mângâi semaforul. Da. N-am atins încă numărul de glume proaste pe ziua de azi. Momentul ăla când pleci la cumpărături și uite, să lași cruciorul. Nu poate sta aproape. Stai seama. În Rahov asta. Cred că vor să vadă ceva, că aparent niciunul nu trece de noi și nu mergi foarte tare. Ți-am zis că le place în spatele nostru. Să se bucure de priveliște. Pentru mai mult vă invit pe canalul de YouTube Motorbike. Vor să vadă un wheelie, la asta mă referam. Am fost în Tenerife și am zis mă duc să fac paragliding. Voiam puțin adrenalină și m-am plictisit teribil. Pentru că doar stai în aer și pluptești așa, nu știu, parcă m-aș fi uitat de la balcon la un peisaj drăguț. Mă rog, eram cu cineva în spate, că nu am sărit eu singură cu parașuta. Și mă întreabă, adică a văzut că ceilalți în jurul meu erau mai eu nu ziceam nimic. Și zice, do you like adrenaline? Și eu, da. Și atunci a început să mă bălângă așa, mai brusc, într-o parte, în alta. Am zis eu de două ori, yeah, yeah. Asta a fost tot. Da, păi de-aia îmi place pe o rată. Asta era bottom line-ul. Cele mai frumoase lucruri sunt alea la care ajungi greu, alea, hard to reach. Că dacă poate să-l aibă oricine, care mai farmecul? Adevărat. Știi că ți-am arătat chestia aia cu... Mă trezesc în fiecare dimineață și îmi prăștii puțină blasfemie? Ia uite, miroasea plăcintele alea de la Lidl. E foame, nu mai zici. Lidl chiar ar trebui să sponsorizeze canalul ăsta. De câte ori am vorbit de plăcinte? Lidl, ai auzit? Și la câte am mâncat, plus că de fiecare dată când merg la drum lung, mă opresc la Lidl și iau ceva de ronțit. Și am cam învățat Lidl-urile din alte orașe, ca să-ți dai seama de nivel. Lidl! Hei, Lidl! Da, îl știam și pe ăsta. A fost și aici. Sunt sigură. Au început să se facă glume despre mine și Lidl. But it's funny because it's true. E mai amuzant când țipă cineva în spatele tău sau? Da. E mai amuzant? Da. Vrei să țip?
Nu, e natural. Nu, niciodată n-am zis cuiva, băi, vezi, acum trebuie să țipi. Da, evident, naiba. Te întrebam de curiozitate dacă e mai fun să fie oameni care le e frică. E amuzant, da, atunci pe moment la editare, în schimb, îmi dau pumni în cap. Păi te cred, de asta mă gândeam. Pentru că s-auzi același oh my god. Mamă, și să-ți facă ore întregi așa în cap. Dacă sunt 10 momente de genul, le vezi odată când te uiți pe filmare, da? A doua oară când dai cut-urile, a treia oară când le sticiuiești, a patra oară când faci tranzițiile audio, a cincea oară când faci volumul de audio, după care a șasea oară după ce faci un final check, de obicei mai trebuie făcută câte o modificare, câte ceva, și a șaptea oară când e un alt final review. Doamne, haide! Asta a fost de 3. Auleu! Da, că ne îndreptam spre dreapta și a trebuit să o pun jos. Și nu știu dacă ai simțit cât de tare s-a... Ba da, ba da, am simțit. Am crezut că așa ai vrut tu. Am întărit suspensia și nu mai are atât de multă cursă. Îmi vibrează ceva. Îți vibrează ceva? Da. Da, simt. Mai jos. Hai, mușcă. Păi chiar își vibrează. Bagă-te, sunt curios cât de mult poți să te bagi. Până destul în măta și înapoi. Destul de mult. Nu te uita că te prinde flama. Da, o știu pe asta. Am sudat la un moment dat. Efectiv, nu avea cine să sudeze. Și am sudat atât de mult că mi-am făcut arsură pe piele. Eram în tricou. Wow. Da. Zici că am stat la soare. Știi că există facultatea de sudor sub apă? Nu știu dacă faci mișto de mine sau nu. Nu mai știu. Aveam în liceu un prof de mate care folosea chestia asta un pic ironic și mereu zicea: da, nu știu ce trebuie ție să faci facultatea de sudor sub apă. Nu mai știu în ce context o spunea, dar era oarecum amuzant. Și mi se pare că am verificat informația asta la un moment dat și mi se pare că există. N-are cască, nu pot să cred. Da, da, pe asta cred că vă să zică. Nu știu de ce să lovea el în cască. Trebuie să lovesc, să lovească pe ea. Da. În cască. O să vedem, da, pe noi. Să zic că ia uite-l pe motorbike. A, n-ai cască. N-ai cască, am uitat. Ați dat seama dacă de la 16 ani începe așa. Păi atâta crezi că avea? Bă, era motor de A1. Și culmea, ei sunt cei care vor respect în trafic. Dacă faci asta de la începutul tău în viața de motociclist, gândește-te la 18 ani. Cum o să evoluezi? Ce te mai oprește? Da, păi... În afară de un stâlp. Încerc să nu fiu rău. Încerc să fiu realist. De asta zic, îmi place pe față și dacă n-au o cască, direct pe față. Da, mă, până la urmă tind să cred și îmi pare rău să zic asta, dar chiar se numește selecție naturală. Zici? Hai să ne oprim aici undeva. Hai, pe bune? De față cu poliție? Bă! Bă, dă-o, mă, n-ai bine treabă. Adică de asta nici n-am început să mă mai agit. Mamă, noi motocicliștii, respect. Ce spital e aici? Floreasca. Ok, și tu unde lucrezi? Elias? Da. Și am vreo șansă să ajung pe mâna ta dacă am vreun accident sau ceva? Păi, Doamne ferește, dacă e foarte grav și trebuie să fii terapie intensivă, tot ce e posibil. Atunci să văd. Putem să jucăm un joc. Câte tuburi poți să bag în tine? Te somn? Nu. Mă gândeam că te fac să țipi așa. Hai, fă-mă. Fă-mă să țip. Chiar nu te face nimic să țip? Ei, am înțeles. Și acum. I need help. Gata, dezbracă-te. That's what he said. Te-ai distrat? Da. S-a plăcut? Da. Mai vii? Mai vin.